Bună ziua! Numele meu este Cristian Diaconescu. În anii 90 am intrat în Ministerul Afacerilor Externe, îmbrățișând cariera diplomatică. Am parcurs toate etapele, am dat toate concursurile, examenele de promovare în grad diplomatic. Astăzi sunt ambasador și pe baza a tot ceea ce am învățat, dar am și practicat în Ministerul de Externe, m-am dedicat și unei cariere didactice. Am urmat cursuri și am predat, atât la universități din România, cât și din Statele Unite sau Franța. Am întâlnit oameni extrem de interesanți, dedicați cu pasiune misiunii de a lucra în diplomație. Pentru cei care doresc să devină diplomați, îi îndemn să aibă curaj, să se înscrie la cursuri, pentru că nu există diplomație fără profesionalism și educație. Sub auspiciile Fundației Calea Victoriei, le mulțumesc foarte mult din această perspectivă, am reușit în ultima perioadă să avem dezbateri, discuții, unele chiar polemice, și mă bucur de acest lucru, în legătură cu misiunea diplomatică, cu ceea ce înseamnă să fii diplomat și să-ți reprezinți țara. Este o misiune de onoare, este ceva ce contează în viața fiecăruia dintre noi. Faptul că ți-ai dus la bun sfârșit proiectul în ceea ce privește relațiile internaționale și apărarea intereselor țării tale, reprezintă nu numai un demers profesional, ci și o legitimare a ideii că în viață merită de multe ori să faci lucruri mărețe. Din acest punct de vedere, cred că cursul pe care îl vom avea în perioada următoare va putea să răspundă așteptărilor dumneavoastră din mai multe perspective. În primul rând, cunoașterea organizării diplomatice și a ceea ce înseamnă o misiune diplomatică reprezintă baza oricărui demers profesional pentru cei care, pe de-o parte, vor să urmeze această carieră, dar și pentru cei care vor să fie informați în legătură cu viața, nu numai în limitele frontierelor naționale, ci și ce se întâmplă în exterior. În al doilea rând, relațiile internaționale. De la crize pe care aflăm din când în când, dar și în ceea ce privește modul în care dorim ca țara în care trăim să fie reprezentată în exterior, relațiile internaționale au un impact extraordinar. Iată că după o criză precum cea pandemică, se repun în discuție la nivel global, dar și în țara noastră, multe lucruri pe care le considerăm deja clare, deja finalizate. Depindem de ce se întâmplă în exteriorul României. Este o afirmație egal valabilă pentru toate statele și societățile comunității internaționale. Deci, pentru a ne adapta, pentru a ne adecva viața, este normal, în primul rând, să fim informați. Prin acest curs, încerc să ies în ceea ce privește așteptările dumneavoastră. Și prin acest curs, voi prezenta evoluțiile la zi, în așa fel încât să înțelegem modul în care ne raportăm la societatea mondială, dar și la așteptările pe care lumea le are de la români și România. În al treilea rând, voi face o prezentare care, după părerea mea, este deosebit de utilă din punct de vedere practic. Regulile de funcționare a misiunilor consulare. Marea noastră majoritate circulăm în străinătate. Afaceri, turism, deplasări, tot felul de obiective. Și în drumurile noastre ne confruntăm cu situații uneori greu de înțeles. Multe dintre ele ne pun chiar în ipostaze complicate. De ce? Pentru că nu am fost informați. Pentru că nu am înțeles cultura unui stat în care ne-am deplasat, pentru că ceea ce mi s-a părut normal în România sau în spațiul occidental nu este considerat la fel de oportun și legitim
într-un alt spațiu cultural, istoric, în care tradițiile, regulile sunt schimbate. E bine să fim un călător avertizat. Fie că vorbim de oameni de afaceri, fie că vorbim de studenți, oameni care învață, se perfecționează sau muncesc în statele lumii. Spun acest lucru pentru că, așa cum bine știm, suntem o națiune care își caută în procente foarte mari șansa vieții uneori în exteriorul României. Deci, prin acest curs, vom da acele elemente necesare de bază prin care cei care lucrează în străinătate, cei care învață în străinătate, cei care călătoresc chiar pentru perioade scurte de timp, vor fi ceva mai informați în legătură cu la ce să se aștepte. Și, Doamne ferește, în caz de anumite incidente, cum pot și ce sunt obligate instituțiile consulare să furnizeze din punct de vedere al sprijinului.